închid încet ochii și totu-i la fel. Mă uit împrejur și nici urmă de el. Nu pot să respir și de tine mi-e dor. Mă întreb unde ești, simt că mă mișc foarte greu și mi-e greu să rezist. Ce emoții are! Mă mișc foarte greu și mi-e greu să rezist. Mă mișc foarte greu și mi-e greu să rezist. Mă mișc foarte greu și mi-e greu să rezist. De când m-am trezit tot îmi pare cam trist. Aud pașii tăi pe sub mine călcând și simt al meu trup alunecând. Da 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 da. Hai mai aproape, împreună să plutim mai departe. Cu mine vei afla cum se zboară spre cer. Ridică-te și hai mai aproape, împreună să plutim mai departe. Cu mine vei afla cum se zboară spre cer. Bună! Tu ești... Da, eu sunt. Tu ești Alina Zahir? Da! Nu cred! Ba da! Leșin! Ce chestie! Eu am zis că m-a invitat pe mine să mă ridic să fiu mai aproape și s-am apăsat ăsta cu... Ce m-am bucurat că m-a auzit piesa asta! Mersi. Mamă, dar câți ani au trecut? Nu știu. Au trecut vreo 20 de ani. Wow! Dar de unde știi tu că e Jais? Nu știam sigur dacă e. M-am bucurat de piesă, după care Smiley a întrebat dacă e chiar ea și am zis că e timbru. Eu chiar am întrebat, bă, chiar e vocea originală? Că era, da, adică... este piesa originală de club pe care am scris-o alături de DJ Raul. Asta e discuta cu Ridică-te și... Da, Ridică-te și hai mai aproape. Cânti. Tu ești vocea originală de pe piesă. Da, da, de fapt a făcut un cover la propria piesă. Da, da, da. Ce tare este să revii după 20 de ani să faci cover la propria ta piesă. Mulțumesc. Care a fost un hit. Bravo, bine ai venit. Reinterpretat. Mersi mult. Tare. Mulțumesc mult că v-ați întors. Dar ce mai ai făcut între timp? Foarte multe. Pictez, fac handmade, dansez, cânt, compun. Am acum un duo chitară-voce, cântăm evergreen-uri jazz și pop. Am fost și în America, am avut un band acolo. Ce știi despre noi? Ce știu despre voi? Da, exact. În primul rând, mi-aduc aminte, ai venit la Timișoara, ai susținut un concert deosebit, sunt din Timișoara, apropo. Așa. Și erai foarte dezinvolt și m-am apropiat de scenă pentru că nu puteam să rezist. Scuze-mă, puțin, nu-i vorba de tine, Tudor. Ce zic? Te continuă. Așa. Să răspund? Nu, băi, trebuie să înghiți pe asta. Mi-au zis să nu răspund. Așa, frumos. Hai să ne îmbrățișăm. Și zici că am fost dezinvolt în concertul ăla, nu? Baby! Bine ai venit la voce. Băi! Ce ne-am